în acest ultim sfert de veac, de când literatura ezoterică și religioasă poate să fie găsită. Înainte de 89 era mai greu să ajungem la câte o carte din acest domeniu, dar doamna profesor, fiecare discurs care îl ține cu diverse prilejuri aici și în altă parte dovedește acest lucru. De aceea îi mulțumesc foarte mult că a răspuns dorinței mele de a prezenta acest volum. Domnul Geo Călugăru, vă rog. Poeta Elena Armenescu se numără printre puținii poeți care lucrează cu ceea ce numim cuvinte originale. Adică cu acele cuvinte, cu logos cu care Dumnezeu a creat lumea. Deci a ajuns la aceste esențe care sunt cuvintele originale și cu care creează dumnezeiasca sa poezie. Și i-a spus că îi fac o surpriză, eu fac. Și mă adresez ca de la suflet la suflet. Stimată poetă Elena Armenescu, contaminându-mă de stările trăite, în timp ce înaintam pas cu pas pe un tărâm guvernat de insomnia căutării, m-am simțit stăpânit de o diafană melancolie ce părea că se pogoară din cerul către care năzuiți permanent, aveți o poezie în sensul acesta, într-o neodihnă întreținută de însăși miza căutării ce nu poate avea sorți de izbândă decât dacă energia pe care vă dăruie are ca sursă insomnia. Tot aceasta, insomnia, adică, mi-a inspirat un portret liric în care sper să vă recunoașteți. Ardere pe rug de neliniște. Ardere pe rug de neliniști. Lângă altar de dor nevindecat, iarbă fragedă crescută pe pajiști, vis născut într-un timp eșuat. Acasă te simți neatinsă de timp, le întorci acolo uneori și renaști, cu trei rate de amintiri visezi la Olimp, și te iluminezi ca în ziua de Paști. Navighezi pe oceane învolburate de vânt, ca darg ți-ai înălțat din speranță, adunându-ți bucuriile în miez de cuvânt. Îți ești ție însă-ți cinstită instanță. Lumini curate ți se vor ivi sub ploape, aminte să se aducă într-un moș numit Crăciun. Pune-i o poezie, te va chema aproape să-ți dăruiască tot ce a adus mai bun. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, taina cea mare a tainelor e ascunsă într-o carte.